Deci, înainte de meci, Robi, ca echipament, pe lângă asta, ce mai trebuie? Sunteți pregătiți? Îl cunoașteți, maestru Jedi? Ia uite-l cum ne așteaptă. Bâta. Padre, a fost talentul cu frâncii ce se întâmplă. Bună seara și bine v-am regăsit la un nou vlog. Mă aflu alături de maestru coach Robi Mund, consacrat pe viață, și de Nisa. Da, ia spune tu, mi-ai venit să-i bătăiază. Păi fii atent. Acum își dă Robi testul dacă îi antrenor bun sau nu. El trebuie să o învețe pe Denisa să mă pună jos și să mă bată. Dacă reușește Denisa acest lucru, spune că Robi nu. Am plecat, am reușit deja. Nu cu bâta. Bă, n-ai zis cu ce. Deci eu am sparing cu Denisa azi. Hai, hai pe să. Bine. Ai dat? Da. Bun. Deci, înainte de meci, Robi, ca echipament, pe lângă asta, ce mai trebuie să ții ca să te protejezi? Ce meci faceți? Păi, meci pe bun. Meci de ce? Eu când am intrat în cușcă, ce am purtat? Ai avut și cochilie? No, Denisa, uite aici. Hei, dar nu Denisa. Ia. Da, și dar vezi că mai mult pentru fetele astea, pentru băieți, pentru fetele astea. Special. Și la fetele nu-i tot așa? Nu. E întins. Aha. Ia tot cu zile, cum să te lovesc. Hai. Hai pe sărătate. Aceasta e cochilia în care se bagă ouăle de Paște ca să nu te lovești când te bagi din cușcă. Așa. Întreabă mai are. Ce ai zis că n-am auzit? Ce meci vreți să faceți? Deci, ce meci? Vreți să faceți meci pe bune. Doar că eu o să pun doar rezistență, nu o să și contraatac. Okay. Eu o să încerc să nu cad în picioare. Fără tripling. Eu pot să-mi dea ce vrea. Jiu-jitsu. Eu pot să dea și pumn dacă vrea. Dacă are nu să nu știu pe unghiile sau așa. Și tu trebuie să o înveți ceva, nu știu, astfel trebuie să mă pună jos. Dacă mă pune jos, tu ești un bătrân. Ascultă-mă, cum o pot învăța eu dacă tu ești de față cu mine? Păi, dar îi spui la ureche. Păi ce îi spui la ureche? Păi te-a trebuit să repetăm. Păi auzi, eu o să le văd și ea trebuie să-mi apă surprindere. Bine, las că eu... Las cancela, hai! Dați-i drumul la încălzire un pic ușoară, hai! Dați-i drumul la încălzire. Gata, bane! Bun! Dacă eu n-am mai prins de aici, generic, chef, o antrenăm pe Denisa. Da, hai să facem un pic de încălzire, de aici, din clinci, vezi? Am eu o mână băgată aici, în spate. Tu trebuie să tot timpul să ai mâine pe dedesubt, știi? Deci, dar tu cum bagi cel mai tare antrenor. Tu cum bagi mâna asta? Da, deci cine are mâinile băgate, stai da, cine are mâinile băgate pe dedesubt, are controlul. Vezi, eu de aici, de exemplu, pot să duc foarte ușor jos, pot să-l iau în brațe, pot, dar eu îl controlez. Și noi acum o să facem un exercițiu, luptă pe brațe, da? Ca să ne încălzim și să vezi cum e cu chestia asta cu brațele. Eu simt că el bagă mâna aici, o trec și o fac și eu, știi? Explică bine. Foarte bine. Deci fii atent, am brațul drept aici, dar pe spate e la fel, da? Cu stânga e prind aici de corp. Ei, eu încerc să fac mâna stângă și el face exact același lucru și ne întoarcem, nu? Umărul stângă, numărul stâng, vezi? Avem exact aceeași priză. Stai un pic. Avem exact aceeași priză, dar pe partea opusă, da? Hop. Vezi? Deci, noi ne contraatacăm unul pe celălalt, de fapt. Deci, nu trebuie să băgăm ambele brațe, te scurci, știi? Hai să încerci. Da, știi, e când ne bătrân. Hai, bine, facem ușor. Ce bine, nu pot. Da, nu pot. Da, așa, da? Mâna a fost nevoie. Deci tu trebuie să cauți să fii așa. Să am mâine sus, tu mâine jos. Da, tu vrei să prins mâine, uite așa. Bun, eu te prind de exact perfect. Tu prins de aici, mâna asta aici, da? Da. Eu acum vreau să bag. Bag și tu aici. A, așa. Și-ar schimba. Dar ușor, mă, ușor. Nu, ușor, că facem ușor. Să învețe, da? Bun. Deci când fie acuzat? Când i-am putut să urcă. Exact. Tu încearcă să o faci și pe aia, încearcă să te faci pe amândouă tot timpul. Că eu nu o să te las. Că eu nu o să te las. Aia, ca să-ți fie mai simplu. Așa, vezi, eu nu o să te las. Tu trebuie să încerci să te faci pe amândouă. Bravo! Uite că m-am prins. Foarte bine. Acum, am vrut să Așa. Perfect, lasă-ne acum să reușesc chiar să bage brațele. Bagă. Da? Deci le-ai pe amândouă. Bun. Așa am zis, nu? Așa. Că ții bine priza. Încearcă să ții... Iată cu zici. Așa. Mâinile tale să fie aici jos, urechile tale să fie pe pieptul lui.
piciorul stâng un pic în spate. Și acum tragi, stai, înspre și apeși cu capul. Apeși cu capul. Da, așa, așa! Jo! Eu nu mai am ce să fac aici, da? Îi rup pur și simplu, îi echilibru, de aici, vezi? Eu trag aproape, împing, da. Cu capul, da? Nu mai am ce să fac aici. Și peste el, da? Hai! Hai, ia mai fi mai albasă. Da, încă o dată. Brațele așa. Nu, uite. Dar nu poți veți așa, bine? Nu poți. Nu există. Prinde-te cum vrei tu la cum am zis, nu există, nu poți, numai nu? Nu prea. Da. Așa, uite, vezi că poți, exact. Hai. Trezi? Deci așa. Trage. Da! Dar încearcă. Dar și dacă încerc... las, lovești, așa trebuie să-l țin? Nu mă, nu poți să vă știți. Încearcă mâinile tale să fie cât mai jos aici deasupra. Cât mai jos aici deasupra. Da? Da? Ca să mă pot trage de fâi să mă apeși de spate, știi? Așa. Ai! Ăla! 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 Mai arăt cu greu. Hai că dacă intru în cușca aia răpătăți. Care cușca? Nu mai intru, cum o mai băgești? Cușca lui ăsta, lui cum îl cheamă, lui Tăcuțu. Nu mai am cușca la când mai ieși. Mai pot să mai faci. Din aceeași priză de aici, vezi, uite-te la piciorul meu. Asta-ți mai ușor. Nu mai merge. Da, și poți de aici să faci un cârlic și să te lași jos. Atunci ai văzut că... Și de aici... Da. Da. Trebuie să mă găsi piciorul așa, știi? Pe interior, nu peste. La asta. Așa. Pe interior, da. Nu, bine, fii atent. Așa, agață-l și lasă-te în genunchiul ăsta și du-te. Nu pot, mă fără genunchiul. Stai, stai, fă-o mai așa. Mă lasă genunchiul stâng, da? Uită-te la mine. Ai... Ești aici, ai făcut și te lași în ăsta. Nu, bine. Vezi că mă pui pierdică, știi? Știu, dar nu că simt să te lovesc. Da, că nu mă lovesc, stai liniștită. Hai. Nu faci că nu faci că să fac mai bine asta așa. Mai prima fișă. Da, prima. Asta nu poate, că nu ești piciorul. Stai că nu te lovesc, stai așa pe loc, să dacă mi-a luat camite ori să zici și mecher. Aha. Stai așa. Nu te lovesc. Hai să prindem. Super, am o cât mai. Stai. Nu gata, știu să. Hai să fă cu mine, fă cu mine, să vedem. Mă ajut un pic dacă nu ies. Cu capul, cu spatele, bagi mâna, prind, nu mai țin. Nu. Cu mâna aia. Nu mai țin decât de aici. Așa? Da. Te prind cu picioarele, parcă. Așa, mai știu, hai fă-mi, hai fă-mi cu mine, mai știu. Trebuia să te lăsești de aici, nu mai țin. De aici. Bă, mi-o dat când a fost la lucru și cu cotul și cu capul meu. Mai rezistent. Vrei să-ți arăt altul mai ușor? Ăla-i da! Ăsta! Nu era ăsta, stai altul. Da? Dar arată-mi cu ăla. Și stai că ți-l arăt pe mine. Bun. Că le știam, dar l-am uitat. Hai că e la tine. Dă-mă jos! Dă-mă jos! Hai că a făcut 4 ani de judo, hai! Hai că a făcut 4 ani de judo, așa o zis. Nu mai ai ce să faci, hai de aici, hai, hai, nu! Nu-mi duci și-a venit. Pare! Când ai obosit, poți să te oprești pare pe greu cu mine. Că nu te strângește. Oricum are vreo în pare. Vedeți amândoarea să... Să zic să încalți mânușile. Se iau mânușile acestui veteran. Da. Și sper să-mi poartă loc în luptă. De ce nu pareți pe Denisa, da? Pe Denisa, da? Pe ce pareți, padre? Pe tine. Pe mine, da? Bun, fii atent. Meciul va fi așa. Ai un minut în care tu trebuie să te aperi și tu un minut trebuie să duci jos. Ok. Dacă vrei... Tot să nu mă ajung jos. Da. Dacă vrei... Tu poți să-l și... Poți să-l și lovesc, ca nu te poți să-l lovesc. Fii minte ce am discutat la strategie, da? Bun, perfect. Stați că spun ceva. Da, așa cum ai învățat, nu? Da. Și atunci am. Nu te... Nu te...
Ok. Nu uite cu adresarea. Dacă vreau... Hai să facem limba aici, nu? Nu, lasă, să ne ducă tot în sală. Deci, mergi un minut, da? Să nu dai la cap, că nu spate aici. Hai, stai. Ok, hai de tu primul. Eu văd că tu crezi, dacă eu mă apuc, să mă duc jos. Să să duc jos. Să mă duc jos. Cum ai? A, mi-a făcut 10 secunde, hai, de drumul ce mergi. Așa, vezi că m-am învățat mișcarea aia. Băi, era să mă... Știi de la mișcarea pe brațe. Hai, că mai 30 de secunde, hai. 30 de secunde. Aaaa, m-am dus! Ha! Te-am bătut, nu? Mai avea timp, ha? Mai avea timp. Știi ce forță are? Hai, mai să mai... Hai, mai un minut? Hai, dar omul nu mai lăsa. Nu mai lăsa, hai, acum mai dau tot ce pot. Hai, dă tot ce pot, hai. A fost frate de arbitru, ca de obicei. Stai, mă. După cum vedeți, am terminat primul antrenament al Denisei. Mai tare ca el. Sala de MMA. Are 1-0. În următorul antrenament, sper că o bate eu. Ce zici? Da? Nu crezi? Că bă, te-am lăsat să mă duc jos. Tu ce? Să duc computerul în motiva mea. Te-am prins. Cum ai stat de aici? Asta nu mai știu, de moment. Învață. După pom, asta a fost vlogul nostru. Săriți de pe canalul meu, pe canalul lui Robi, pentru că acolo avem niște discuții mai importante, niște întrebări la care o să răspundem, o să lămurim niște lucruri despre RXF și toate acestea le vedeți la el pe canal. Noi doar am făcut un mic antrenament, pentru că vreți să faceți pe Denisa alătătoare. Bun.